Ce faci bucătare acum? Uite, facem aici la ceaun. Fasolică. Ah, oh, mi-a intrat fungul. Nu știu, va fi parte de forja. Hai să mă spăl, să punem vanile. Ia uitați-le aici pe Nașu. Salutare. Bobine-i pedepsit la colțul de rușine cu el. La colțul de rușine. Păi a umblat peste tot după el. S-a dus pe străji. După manușe. Intrase în școală, nu mai îl găseam. L-am pus pe Bobine la colțul de rușine. Lasă-l așa, prea răsfățat era. Ai văzut că dacă răsfăți prea mult, nu te mai înțelegi. Și muierea, la fel. Dacă o răsfăți prea mult, mă răsfăț eu pe cutunița. Ai văzut după aia? Mă ia să-mi dea aia peste mâncătoare. Ai văzut? Apo. Apo. Cum să nu o răsfață? Cum? Apo. Ia bag apă acolo, mai nimic. Nu știu dacă apo. Nu mai că ne-am spălat eu bine. Ai spălat? Da. Cum să nu o răsfață? Ia e muierea, să o răsfață, să o ții în brață. Aha, aha. Uite, nașul, cum și cum să e bine să îmi dea peste mâncătoare sau ce? Apo, apo, apo. Apo. Așa nu e bine cu tunițo, cum? Să-mi dai, ai vrutat să-mi dai să-mi rup mâncătoarea. Așa merită. Dacă nu eram atent și mă trăgeam în spate, mi-o luam de aveam maxilarul în două. Mandibula. Ai nu mai dau ordine. Să duci. Să duci mai adu două de alea, mai uscate de uțele. De unde se mai aduc mai uscate? Intră într-o acolo, în casă și ia două uscături. Iar răscânduri. N-a făcut mizerie două. Pe jos sau lucrat. Două așa, nu, nu ne mai crap, nu nimic. Nu mânja și casa și masă. Cine? Dacă nu face ceva. Ca să lași că de să spăl bine fasolea, că nu e da. Spălat. Bag aici ce trebuie, ceapă. Morcov, alea, adu asta zi, lingura mare, că n-am nimic. Poate că nu e frucă cu aici. Secretul gustului. Îmi spune după aia secretul gustului. Da. Prea mult acum. A? Poți prea multă apă, Leuț. Păi ne-ai spus tu cât era în bol. Hai să mai golim din apă. Dar zic că punem de fapt acolo, ce să mai zic. Păi da, pune direct cât e boaia, cât e... Bordalina. E așa cu macaraua? Aha. Bă, Ryder, tu iarăși în flori stai. Hai, pleacă. Hai, dă-i drumul. Că vine maica mea acum și să vezi ce-ți dă. N-ai unde să dormi, poți să te duci acolo. Acolo. Ce să sunt el bine la miros de trandafiri. Pă, aici. A distrus florile. Da, mă, da. Hai, la întâi la colțul de rușine de două ore, stai așa. Acolo să stea. Ghemuit și bătut. Se știe, fie. Păi nu, dar luați să ușor, eu sper pe el și el cu fetițele, bă, 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 bă. Pe acolo, gură casă, bă, ăla, ce mare, uite la cu. Uite-l ia cu prezoane, văd, că e tremură, da, da, da. Păi, trebuie ceva, o pătură pusă jos. Păi, am zis că chiar azi vreau să-i fac zi o căsuță de aia, din scândură. Ce poți să-i faci? Stai repede câteva blane și
Asta îi face, îi pui niște, că n-ai, era bine să fie avut niște paie și pe aia să pui o pătură peste paie. Păi iau paie. Iau paie, că tu și bine să pe paie, dar să pui o pătură, că așa nu-ți apă paie. Auzi, nașul, eu mă gândeam să-i fac așa, lateralul din scândură. Da. Băgam polistirilă în mijloc. Polistirilă. Și interiorul veneam tot cu scândură, dar în mijloc puneam polistirilă. Poți să-i pui pe exterior, dar nu pe exterior, cu o macină, tata, o face bucăți. El. N-ai pui, nu s-a din câini niciodată. Și pe interior. Și veneam cu acoperiș frumos din tablă de aia, cum am pus noi, uite de asta pe aia. Veneam cu acocam tablă de asta. Trebuie să faci din blană tot ca să fie călduroasă. Păi da. Să ne frig. Și băgam acolo paie. Să pune pe faci ca acoperiș blană și peste blană vii cu tablă, nu direct tablă. Da, păi da. Păi nu vin cu direct tablă. Tot așa polistirilă să pui. Da. Deci vin cu scândură și fac așa, ca o piramidă acoperișul. Cu două cădere. Acoperiș de casă. Da, acoperiș de casă. Are cu apă. Nu cu apă, cu două îi fac. Din tablă așa frumos. Da, mă, da, știu. Și îi pun acolo jos, plapumă alea. Îi trebuie ceva grosut, adică ceva de blănit. Dacă nu ai, mi se pare că am eu pe acasă ceva, am avut eu o geacă de aia mare, blană. E? Dar lasă să mai drepte primea, că vine și eu fac. Iau și polistiren de la de 5, iau 4 ulea. Am bine. Polistiren. Ai? A rămas la oameni în casă, un bax. Dacă e mare ăla, e așa. Da, că tu se bagă și ăla acolo, că când mai e frig, că el e mic acum. Se bagă acolo la polistirilă. El e mic acum, nu suportă frigul. Nu trebuie să-i soarele acolo. Aha, vreau să-i vizit și acolo. Ce e asta, nașa? Ce e? Da. Păi eu așa simt, că are alcool. Păi dar normal că se transformă în vin asta. Dar de ideea asta și se transformă în vin, ți-a să nu-ți vole imediat. Dacă sufli. Cum îi zice cătunița? Aha, cu 20, da. Cum îi zice cătunița? Blana, sau nu știu cum îi zice. Nu zice blagă. La ce? La asta, la bragă, nu știu cum îi zice ea. Blagă. Nu știu cum zice ce a citat. Ia uitați, cu nașul stăm aici, cea unul frumos acolo la vatră, stăm la o blagă, blagă, cum, sau cum zice, blagă zice, da? La o blagă rece. Ia uitați ce rece e. E bună. E bună. Nu mai am. Iar cam vreau, dar nu știu cum le mai găsești. Uau, ce bună e! Bună. Mamă, ce bună! Ori le aruncă mai tare. Ce, băi, bragă? Bragă, da. Și ce iară? Explozie pe spate. Lasă-mă numai tu, spui eu, ce vreau explozie pe spate. Tracțiune pe spate, ia cu proiecturi de motor. Da. La colțul de rușine. Ia uite-l. I-am dat și bătaia azi, i-am dat. De ce să nu recunosc? I-am dat pentru că nu alerg eu după el pe străzi și asta. Este rusesc. De la bunică, după aia. Da, de la ăștia care zi, soldați, ia arată-le utile. Ia, știe cineva să ne estimeze și nouă valoarea la... Vreo 200 de la... De sumnacai. De la aur. Soldați. De la militari. Rusia. Deci acum nu știu, a intrat cred că abur ceva în interior. Da, s-a aburit din cauza. Da, cred că ăsta e abur aici. Da. Să știi. Că strălucește bine ca abur. Mm-hmm. Cum testez? La manet. Iei soluție. Cum pești o soluție de aia de aur, de argint? Și uite, nu miros alamă sau ceva. Auzi, alamă, miros alamă. Uite, ce știi, mirosul metalelor prețioase. Uite, nu miros alamă. E mai bun decât detectorul. Da. Pe dacă după spun miros. Că... Am făcut chimie la școală. Facut, e nasul înfundat, de aia miroși. Nu, o nară funcționează. Cea de pe stângă nu funcționează. A. Nu ia alamă. E aramă atunci. Nu e. Du-te de examă lui ăsta, lui Bobino.
Lasă-l că e la colțul de rușine, doarme. Du-te, pune să răci ciorbița. Eu pun într-un casonaș și dai, vezi că tot eu mă gândesc la el. Dar el în rod, să nu mă ascultă el pe mine. Vezi? O luasă în cârd cu fetele. Caută și să-mi soare. Sută la... Madem Rusia. Dar și fetele l-au luat cu el, și pe el s-au dus să... până acolo, la papucină. Uite că a rămas urma de dinți în el. Da, e bine. Dacă uite, rămâne urma de dinte, e urmă. E bine. Aur. Te-ai spus anul ăsta. Înseamnă că e dintele de aur. Da. Păi uite că rămâne urma în el. Da, mă, gata, te-ai spus anul ăsta. Uite-l. Tu te dai zamă. Că visează iarăși urât. Uite-l. Doar. Se pun acolo păturic. Mhm. Decibelile tale sunt aici. Cașule, ai un electrician de ăsta bun. Da, este. Păi ăla nu instre aia, Gianni, ți-l face. Ce să mai... Stau acolo o lună ca să-l facă ăla. Ce are? Nu, bă. Un firul de la boxă. Așa? E scos și trebuie cu aparatul ăla de lipit cu plumb, așa. Ai mai tăi aparat de la... Dacă l-aveam în mașină, acum ți-l faceam. Păi și unde e? Acasă. Păi ți-l dau și-l faci mai tare. Păi ce, nu se aude boxă? E firul scos păi de la nu boxă. Păi nu s-a să-l faci. Ce? Păi doar îl trebuie lipit firul ăla cu plumb, pe baterii, am cumpărat și baterii noi. Are și lanternă. Păi bun, și de ce nu s-a prinde? Da, de ce nu s-a prinde? Asta păi dacă e firul de scos. Păi de la boxă, care ce treabă are boxa? Care trimite electricitate către tot computerul. Nu există difuzor de la boxă să trimite electricitate. Cine te-a învățat așa? Hai să-l desfacem. Chimia, la școală. Acolo trebuie să fie aprins. Păi nu s-a prinde. Păi și lanterna merge. Aia e lanterna, nașule. Aprindere, nu știu unde e. Trebuie să aibă puțin de aprindere. Și i-am dat 20 de lei. Bă, dacă ne-ai luat de la remat. De aici se aprinde. De aici. Da, de acolo, păi de acolo. De la remat. Cum a zis, trebuie nu să știu. Facem. Păi de ia la mata șofer. Ei duc de la remat. Ăla de ce l-au dus la remat? Păi că nu mai funcționează, dar eu îl fac să funcționeze. Îl fac să-l funcționeze. Aia, da, dacă îl fac. Că normal unul în magazin, am fost la un magazin, nu mai dau nume unde, și l-am văzut cu 90 de lei. Și se lei cu 20, nu e combinație bună? Și mai bagi încă 70 în el, ajută la numai. Aia, să lipești un fir. Să zici, eu mai bag 10 lei, că rămâi cu 30 de lei. Și îl dai după aceea cu 90 de lei, rămâi cu 40 de lei pe plus. Mamă, ce-a face liniște. Las că ți-l desfac eu acasă, că și așa n-am ochelarii la mine. Îl desfac mătale acasă. Combinațiile astea-s grele. Am aparat de măsură, am tot. Combinații ciudate. Ce ciudate. Știi cum se numește chestia asta și facem noi acum? L-am luat stricat și recondiționăm. Aha, și după îl rămân apoi pe piață. Sau îl țin la mine aici să funcționeze. Eu cred că îl recondiționez tu din nou la remat cu el. Nu, de unde l-ai luat, de la DDE-ul? Nu e adevărat. Mai bine îl țin așa aici, muzeu de cum. Da, mă, că poate încerc să-ți-l fac dacă vedem ce o avea în el. Poate are ceva ars. Păi da, e ăsta care repară numai așa ceva la noi aici. Păi du și tu televizorul ăsta la DDE-ul, te ești ars. Ce e ars? Televizorul. Televizorul ăla e ars? Da. De unde știi tu? Ăla mic, l-am pornit eu, am mers și am mers și după poc. Poc, știi tu? Da, te spun. Ce trebuie tu cu televizoarele mele? Ce ăla funcționează, ăla. Ține mult spate. Să aprindeți grătar. Păi uite că ne-am dus după alipioare, după alea. Și cum ești, Cătăline, să nu cumva ai bagi lui cap, lunașul în cap să-l duci pe la fete. Te omoară nașul. Să nu fie treaba inversă. Cum invers? Invers. Cum îl duce pe el nașul? Păi nu se știe. Mă, nașule, eu cred să nu te ducă el pe mata. Prietenii așa colaborează. Așa. Tu
pune fasole aici. Mai fierbe, bă, fasola, mă, oameni, de ce nu să vă și voi? Până eu am plecat. Am găsit aici mâncarea, în clocote. Nu ploua la noi. Cum? Și la noi n-a plouat acolo. Mă, nu ploua de aia, mi-a stat. Era vijelie. Grindină. Eu am dat la croitoria să înăuntru și n-am știut ce se întâmplă. O dat cu pietroaie, cu grindină. Deci trebuie să luăm cu lopata. Lasă, lasă, mă. Uite curcubeu acolo sus. Steagul României, sus. Lasă că știm acolo că e sus. Uite curcubeu. Păi iau jaf direct de aici. Am luat lopata aici. Cătă, cătă, nu te supăra, mamă, că spun, dar ce te-ai face tu dacă nu sunt eu acasă? Ce m-aș face? Da, nu te descurci deloc. Atâta ții tu la mine, nu poți să stai. Te-ai omorât dacă plec. La Dunăre. În Dunăre. De ce e jarul nostru? Mă, ca să prind și eu repede focul acolo. Să nu mai stau, știi, să meargă treaba repede. Vă înfiager și de acolo. Mi-ai luat și mie medicamentele cu rețeta. Am luat în Dunăre, nu m-am luat. Ai auzit că n-am luat rețeta? Da. Aduce aia, vine, o jumătate de oră. Fac, m-am dus pe sunt două ore, s-a dus, aia închis. Și la femeia divină, dacă eu nu m-am dus eu. Ce trebuie să fac ca să-mi treacă răceala asta? Nu știu. Ce merge așa? Am pus și de grătărel. Unde e nașul? Nașul nu știu, e cu nașul, uite-l acolo. Uite-l la... Așa s-a făcut de aia, de-a verde. Am suflat un pic, așa să prindă lemnele așa frumos. Și dăm și într-un grătărel. Tot în roșie, așa, n-așa, aici s-au făcut separat, separat. Deja la aia și numai ultima dată separat. Pentru după aia să fac eu ăștia pulpanii, dacă nu e cadă jarul. Da, să pună ard lemnele. Lemnele, uite, tot. Păi, vă știți cât a plouat aici? Oh, de ce nu iei tu un lemn de aici să faci repede jarul, nu, să facă grătar? Păi da, uite, las că sunt lemnele uscate. Eu ieși unul de aici, de fapt, uite ăla. Da, da. Lasă-i ornamentul acolo. Păi da, uite, ăla. Lasă că mai luăm lemne acum. Acum ne văităm de lemne și nașul cade pădurea pe el. De lemne, n-are pădurea lângă el naș. Nu știu, încărcăm două trailere din așa ducem. Băgăm lui bucătarul pe aici, așa frumos. Dar să știi că tu de acolo le ai pe ăștia. Da. Ăștia de... Ce sunt din carte. A, asta da. S-a uscat acum, că erau verzi. Arătau bine așa verzi. Hai că uite, s-a prinde așa încet, încet. Ia zic că tine, păi ce nașul e pădurar? Și după aia dăm bătaie. Ce bătaie, bă? Cui dai bătaie? Uite acolo.
chiar ne dor de putunița de Severin, trebuie să ne ducem și noi pe la domnișoara. Da? Să vedem, ne dor de ea. Să-i facem o surpriză. Dar nu spunem, dacă e surpriză, e surpriză. A, păi surpriză e pe canalul Lunașul. Da, păi da, să urmărească pe canalul Lunașul. Dar nu mai spunem acum. Putunița de Severin. Da. Fata noastră. Adăugăm ingredientul secret. Da, nu se știe ce ingredient este. Este o plantă. Mamă, ce fel de pestă de frumos. Ia uite cum s-a rupt, a dat ciula. Păi nu-l mai rupe de pe os. Ia uite. Lasă-l așa. Să se vadă. Vine de lăs acolo. Ești power. Stai, ca să mă duc să mai aduc și niște carne de porc. Să-mi porci aici. Bobinică. Grătarul acolo în forță. Păi unde e o furculiță aia mare? Eu cu cuțitul sunt, mamă. Furculița e la vecinul sau cu urmă. Dar stai aici, că aripioarele foarte repede să... Aha. Prăje. Nu știu. Nu știu. Aveți grijă aici cu... Ce? Nu, Raider, păi, știe legea. Pentru că e un pui, am văzut că aveți un pui. Ce pui? Parcă ați luat și pui. Nu. Au luat pui? Nu. Păi ce ați luat aici? Pulpane și cu aripioare. Așa? Hei, Bobina, vină încoace. Tu încă nu știi legea pe ce, ar trebui să te înveți, Raider. Nu ai voie să te duci la tuci, să bagi but. Ar trebui să pui fasolea cu tună, tu. E o tavă așa rotundă și tot. O vine, vine încoa. Bobina! Ce-i filmul? Păi ce se duce la tuci. Aule, băi! S-a dus cu nasul acolo. Nu, s-a dus. Nu, m-a zis ce minți așa. Nu, păi s-a dus până... Păi râde lumea de noi, filmezi și zici că Bobina s-a dus cu nasul și noi mâncăm. Nu, că a băgat acolo, da? Era cât pe aici. Ce mă-i țigam, dar nu ne fac chiar așa în harul ăsta. În țigănie. Trebuia să pui asta, că se răcește fasolea. Pune să mâncăm fasolea. Hai, dau un măgăr, da. Păi pui odată, dar trebuia să pui fasolea. Hai, că-i mi-e. Pe de ucrania de porc. Da. Dar de unde că ăsta îmi cere bani? Nu-mi cât așorii de ăsta. Să-l îmbrac, să-l fac, auzi. E, manja. Un nepoțel ai. Ia să străiască. Și aia este familia ta. Salută-l pe tata tău din Germania. Salut, tata! Că mai într-o săptămână ești după el. Da. Salută-l! Și pe Denisa nu-l luați, mă? Nu. O luă și pe Denisa, a făcut-o, o să mă cați.